Despre aceste lucruri, dar și despre alte provocări ale guvernării, discutăm în minutele următoare împreună cu doamna ministru al culturii, Raluca Turcan. Bună ziua, bine ați venit în studioul știrilor B1 TV. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Propun să începem cu portofoliul dumneavoastră, cel de la cultură, pentru că sunt până la urmă deja, cred că câteva luni bune sau chiar un an, nu? De când sunteți Mai bine de un an. De când sunteți ministru al culturii, aș vrea să ne uităm puțin spre realizări. Ce ați apucat să faceți în acest mandat, să punctăm câteva realizări? Cred că de departe se pot remarca două proiecte care erau blocate de ani de zile, unul din 2018 și unul din 2020. Cel din 2018 este legat de schema de finanțare pentru stimularea industriei cinematografice în România, o schemă de ajutor de stat pe care guvernul a promis-o din 2018. Mulți investitori au venit, însă au fost păcăliți de statul român. Din fericire, într-un an de zile, am reușit să facem un oficiu care să gestioneze această schemă de ajutor de stat, să facem plățile la zi pentru datoriile pe care statul român le avea în urma deciziilor judecătorești, să evaluăm toate dosarele depuse în fiecare an pe această schemă de ajutor de stat, să începem plățile și să lansăm un apel nou. Pentru că România a obținut acest succes pe care l-a așteptat toată industria cinematografică, o industrie extrem de profesionistă și provocatoare și căutată de parteneri internaționali, se prefigurează investiții până în anul 2027 de peste 360 de milioane de euro. De asemenea, o altă promisiune a statului român, de data aceasta din 2020, dacă vă amintiți, în perioada pandemiei, industriile afectate direct prin măsuri guvernamentale au primit forme de sprijin din partea statului. Industria Horeca a primit o formă de sprijin, prin Ministerul Muncii au fost formele de șomaj tehnic, Kurzarbeit. La fel a fost gândită și o formă de sprijin pentru operatorii culturali care au avut activitatea închisă ca urmare a deciziilor statului român. Această schemă de sprijin era scrisă, dar neaplicată și, din fericire, ieri am făcut prima plată pentru o industrie care a fost afectată de pandemie și care practic aștepta ca statul român să se țină de cuvânt. Și eu cred că acesta este un lucru foarte important pentru restabilirea credibilității unui domeniu care aduce plus valoare. Numai puțin important este și saltul pe care l-am făcut în investițiile pe patrimoniul construit al României și pe lângă acordurile de împrumut pe care le aveam cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin care construim operă teatru la Cluj, operă nouă la Iași, refacem Vila Florica, așezămintele Brătianu. Suntem pe punctul de a încheia un nou acord de împrumut, prin care obiective culturale care găzduiesc instituții de cultură vor fi refăcute. Iar în București, imaginați-vă numai ce semnificație va avea Ateneul Român, refăcut cel care nici măcar noaptea nu mai este iluminat, exact, doamna ministru. Ateneul Român, opera națională să fie finalizată, un corp nou la Muzeul Antipa, de asemenea Biblioteca Batianeum, care este o perlă a patrimoniului construit din România. Dar știți că, de exemplu, la Ateneu noaptea nu sunt luminile aprinse nici măcar? Nu știu lucrul acesta, dar voi verifica și sunt convinsă că există niște răspunsuri obiective. Dar revenind la lucrurile consistente, un lucru de asemenea relevant este acela că execuția bugetară pe investiții la Ministerul Culturii este de 98%. Când am ajuns ministru al culturii, execuția bugetară era undeva 20%. De asemenea, am mai lansat 4 apeluri de finanțare, de investiții pentru refacerea caselor memoriale în România și va fi un apel competitiv și îndemn pe toți cei care au case memoriale de restaurat să depună proiecte, mă refer la autorități locale, inclusiv formule asociative, de asemenea de refacerea unor gări de patrimoniu.
refacerea unor biserici în clădiri monument istoric și muzee în aer liber, care multe dintre ele se află într-un stadiu avansat de degradare. Pentru că vorbeați despre și aceste... mai e și componenta de digitizare, care este foarte importantă. Și dincolo de patrimoniul bibliotecilor, muzeelor, avem acum inclusiv în derulare un proiect de digitizare a producției cinematografice. Despre producția cinematografică voiam să vă întreb, doamna ministru, dacă ne uităm, ne puteți da, nu știu, câteva titluri de filme românești pe care le-am putea vedea ca urmare a acestor proiecte pe care sunt depuse, acestor finanțări disponibile? Lucrurile acestea se pot face, însă ele trebuie făcute cu aceeași unitate de măsură pentru toată lumea. În momentul în care un ministru anunță un proiect care este evaluat pentru finanțare, pot fi suspectată ca având partipriuri. Dar se filmează acum vreun film românesc există o din procedură, aceste proiecte? Da, bineînțeles. Și le vom vedea și în cinematografe? Se prefigurează chiar două coproducții româno-americane în perioada următoare, foarte importante în România. Bun. 11 milioane de români n-au citit nicio carte în ultimul an, doamna ministru. Este o statistică cruntă din România. Ce faceți pentru ei? Da, este dramatică și primul lucru pe care l-am făcut, cred că în prima lună de mandat, a fost ca un program de evenimente culturale pe care ministerul le derulează, numit Acces, să fie dedicat lecturii. Și în felul acesta am finanțat foarte multe evenimente, organizații non-guvernamentale care în diferite locații promovează cultura. Anul acesta finanțăm tabere de lectură și de creație, tot prin programul Acces, și nu mai puțin important este și sau importantă este implicarea noastră în târgurile de carte pe care Ministerul Culturii le face. Bookfest-ul este emblematic și cifrele arată că numărul editurilor, a titlurilor noi apărute, sunt în creștere. Iar din 2023, chiar citeam o analiză, chiar dacă numărul celor care nu citesc este foarte mare, există o revigorare a consumului de lectură, inclusiv în format electronic. De altfel, s-a creat o mutație interesantă și pe care orice ministru al culturii ar trebui să o folosească, să o speculeze în sensul pozitiv, și anume a crescut consumul cultural în format online. De aceea pun mare accent pe digitizare, adică vizionarea unor spectacole în format online, concerte, festivaluri, inclusiv accesarea cărților bibliotecilor, colecțiilor din biblioteci în format online. Când a citit Raluca Turcan ultima dată o carte? Aseară în mașină. Ne puteți spune și titlul? Este o carte despre tuberoze la Hoghilac, scrisă de o doamnă care are o proprietate. Dar, e o carte în format fizic sau în format online? Fizic. În format fizic. Fizic. Dar în același timp zilnic citesc și în format online, pentru că unu, îmi și place, doi, și trebuie să fac cel mai aproape de noi, oameni, din acest moment.